Pentru societatea noastră și în zona noastră a fost un an agricol foarte bun, cu producții foarte bune, mulțumitoare, având în vedere condițiile specifice acestui an. În general, mizăm pe 4-5 culturi. În acest an am avut cultură de grâu, cultură de rapiță, cultură de floarea soarelui, de porumb și cultură de soia. Producțiile au fost undeva în jur de 7500 la grâu, vreo 4300 la rapiță, vreo 4200 la floarea soarelui și undeva până în 6000 la porumb. Suprafața pe care o lucrăm împreună într-un grup de 4 firme, împreună cu cei 2 fii ai mei, este de aproximativ 5000 de hectare. Tehnica agricolă folosim tractoare și combine doar John Deere. Colaborarea cu Ipso o avem de foarte de mult, începând cu anul 2006, dacă mi-aduc bine aminte. Am optat pentru echipamentele John Deere, deoarece sunt niște echipamente fiabile, care știm foarte bine, în special în perioada de vară, sunt foarte solicitate și am observat o fiabilitate foarte bună la ele. Avem în portofoliu 9 combine, din care 6 seria 6000, 7000, și mai avem 2 W540. Tractoare avem un tractor pe șenile de 560 de cai, un tractor articulat de 530 de cai, avem 4 tractoare din seria 8000 și 4 tractoare din seria 6000. Am terminat campania mai devreme, în opinia mea, cam cu 2 săptămâni față de anul trecut. Deja am trecut la partea de verificare și ne gândim și deja am contactat furnizorul nostru de piese, adică Ipso, să vină să facem cam fiecare an verificarea echipamentelor, să stabilim ce piese trebuie înlocuite și să ne apucăm să comandăm și să ne apucăm să le reparăm pentru campania viitoare. În toată această perioadă așteptăm să ne vină piesele. Până ne vin piesele, operatorii noștri o să le verifice, să dezansambleze toate piesele care sunt defecte și când o să vină piesele ne apucăm și le completăm la loc toate utilajele și echipamentele. Partea de servisare este determinantă și am reușit să creăm un parteneriat foarte bun cu Ipso România și toate solicitările noastre au fost rezolvate în timpul util. Sigur, noi vrem să dezvoltăm în continuare parteneriatul cu Ipso. Chiar săptămâna trecută am semnat un contract să mai achiziționăm un tractor de 600 de cai, bineînțeles tot John Deere, pentru că pe noi ne-am mulțumit și avem rezultate foarte bune cu produsele și echipamentele John Deere. Știți și dumneavoastră că informația este puterea oricărei firme. Prin această digitalizare primim foarte multe informații care ne pun în situație să facem, să alegem deciziile cele mai bune. Asta ne ajută foarte mult. Noi am trecut de 3-4 ani la precizie de 2 cm vis-a-vis de precizia cu care lucrăm. Deja avem pe GD Link-ul de la John Deere o grămadă de informații în ceea ce privește productivitatea, în ceea ce privește consumurile și le urmărim foarte îndeaproape și am reușit să obținem o eficientizare a fermei noastre mulțumitoare pentru noi. Cred că a fost și foarte importantă perioada de mărirea perioadei de garanție pe care o acordă în cea mai mare parte la ultimele echipamente și tractoare și combine livrate.